Ședința extraordinară de Consiliul Local Iași s-a desfășurat mai mult în mediul online decât în format fizic. Din cei 27 de consilieri locali, doar 6 au fost prezenți în sala de ședințe, printre care cei 2 viceprimari, președintele de ședință și alți 3 membri. 18 consilieri locali au votat direct din platforma de meeting. Unii dintre ei nu și-au putut exprima votul din motive tehnice. Vot pentru. Gabriel, vot pentru. Carci. Doamna Rotunzu, domnul Boz. Nu ne-am auzit votul. Deci, fără participare la votul domnului Boz și a doamnei Rotunzu, votul este favorabil, mi-a dat consilierul ca și la vot. Pe ordinea de zi au fost doar 3 proiecte de hotărâre. O ședință extraordinar de scurtă. 3 proiecte de hotărâre care vizează 3 unități școlare. 2 dintre ele sunt corpuri noi în extindere, este vorba despre Liceul Miron Costin și Liceul Mihai Minescu, pe programul PNRR Școala Verde, cu o valoare de circa 2,5 milioane de euro pentru fiecare școală și un plan urbanistic zonal pentru Universitatea de Științe ale Veții, de care are nevoie în vederea construirii unui centru de cercetare, de care sigur va beneficia întreg mediul academic. Toate cele 3 proiecte de hotărâre au trecut de votul consilierilor locali. La ședința ordinară de Consiliul Local sunt prezenți în fizic toți consilierii, iar aceasta durează de multe ori și câte 5 ore. Cel puțin 2 ceasuri sunt alocate amendamentelor, unde de multe ori consilierii locali se contrazic.